Concursul de educație rutieră s-a desfășurat ieri pe Esplanada Slatinei. 14 echipaje formate din câte 2 băieți și 2 fete s-au aflat la startul competiției. Elevii au susținut o probă scrisă și una practică. Acest concurs se numește Cupa de HS, este un concurs de îndemânare în folosirea bicicletei și de educație rutieră în același timp. Concursul constă într-o probă teoretică, un set de întrebări care trebuie rezolvat în 10 minute. Aceste întrebări, eu am prevăzut o foaie de răspuns pe care o vom corecta în sistem șablon. A fost foarte ușor pentru mine. Sper să obțin cel mai mare rezultat care se poate obține. Echipele participante sunt de la unității de învățământ din Slatina, Brebeni și Colonești. Copiii spun că această competiție îi ajută foarte mult. Ți se pare important acest concurs pentru voi? Da. La ce vă ajută? Să ne dezvoltăm ca noi, ca și copii, intelectual, distracție. Cât de important crezi că este acest concurs pentru voi? Este important pentru că te ajută să, atunci când mergi cu bicicleta, te ajută să îți ții echilibru, să poți să ocolești mai bine oamenii, să nu dai peste ei. Acest concurs, într-adevăr, în primul rând, încurajează folosirea bicicletei, încurajează un mod de viață mai sănătos. Locul întâi a fost câștigat de elevi de la Școala Gimnazială Colonești. Pe locul 2 s-au aflat cei de la Colegiul Național Ion Minulescu, iar pe 3 elevii de la Palatul Copiilor Adrian Băran din Slatina. Tinerii au câștigat tricouri, dar și mai multe accesorii pentru bicicletă.